ați venit la grădinița socială? Dacă vă rog să mergeți în numele copilașilor, vă mulțumim că de fiecare dată ne sprijiniți. Le oferiți o bucurie care le aduce zâmbetul. Ei fac parte din familiile defavorizate în orașul nostru și mereu sunteți alături de noi. Este atitudinea care face diferența, vă pasă de noi și noi vă mulțumim și vă urăm sărbători fericite. Mulțumim la fel. Ne cântați ceva? Sigur că da. Părinteța de cele și-a gonigolina, cântă-ți-o câlie, ora veselie, fructura și mirele, vară pe câmpie, joacă fete și băieți. N-am venit la voi și n-am venit cu mâna goală, v-am adus o doamnă deputat. Hai, aplaudați! Mulțumesc! Colegii noștri și dacă ați fost cuminți? Da! Mai tare! Da! V-am adus și cadouri de Paști, și bomboane, și ciocolată, și iepurași. Și am și tot cu
Înălțător sentiment este, așa cum spuneam și în alți ani, să poți dărui în aceste zile minunate, așa cum este și cea de astăzi. Ne apropiem de sărbătorile pascale. Am dori să putem ajuta pe toată lumea care are nevoi și materiale și spirituale. Este greu, sunt foarte mulți oameni în această postură și încercăm ceea ce am făcut ieri și ieri toată ziua, atât copiii cât și adulții care trec prin astfel de situații, să ne putem aduce și noi puțin aportul la bunăstarea acestor zile, să treacă mai ușor sărbătorile pascale. După cum știți, în fiecare an ne ocupăm de acest lucru. Este o resursă umană extraordinar acești oameni de care trebuie să avem grijă ca societate și să încercăm să fim aproape de ei în toate momentele grele prin care trec. În măsura posibilităților și în măsura în care cunoaștem cazuri sociale grele.